Vicepremierul Sevil Shaideh a semnat joi contractele de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere de importanță regională. Printre acestea se numără și unul din județul Sălaș. Proiectele au primit în total fonduri nerambursabile care se ridică la 198.831.093,96 lei prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea de investiție 6.1. Două proiecte sunt situate în județul Tulcea și unul în județul Sălaj, reabilitarea și modernizarea drumului județean 108A, limita județului Cluj-Bogdana, 11,6 km. Fondurile au fost obținute de consiliile județene în parteneriat cu comunele beneficiare ale proiectului. Proiectul, situat în Sălaj între comuna Bogdana și limita cu județul Cluj, are ca beneficiari circa 7.436 de locuitori și se ridică la 52.999.840,15 lei, din care 51.633.336,36 reprezintă fonduri nerambursabile alocării din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 85% din valoarea proiectului și partea de finanțare asigurată de la bugetul de stat.